Istoricile istoricii ne învață că încă din cele mai vechi timpuri pe aceste meleaguri trăiau dacii și geții. Un grup de familii din Sarmizegetuza își făceau planuri de plecare. Bărbații căutau o vatră potrivită pentru viitorul sat. Locurile păreau unul mai frumos ca altul. Dar iată că după stânci a apărut un șes de pământ ademenitor. Bătrânii au hotărât cu toții să rămână acolo. Un loc mai bun nu se putea găsi. Băștinașii din partea locului i-au numit zeihăneni, oameni stăpâniți de zei. Iar denumirea satului, zeihani, zăgăicani pe ciuhuri, zăhăicani. Iar după cel de-al doilea război mondial, satul apare în toate documentele oficiale cu denumirea de zăhăicani. Iar maroc, târg sau bazar sunt niște strănume date pieții din zăhăicani de către oamenii din satele vecine. Actuala clădire a școlii este activă încă din anul 1967, având capacitatea a 640 de locuri pentru studii. Ca sat de bun gospodari, Zăicani are și școală de muzică, unde profesorii modelează cu cea mai mare admirație talentele copiilor, iar datorită lor, fanfara și ansamblul moștenitorii sunt recunoscute și peste hotarele țării.